Șeful administrației județene, liderul PNL Suceava, Gheorghe Flutur, consideră că socialdemocrații sucevenii nu înțeleg încă faptul că au pierdut alegerile în județ. Afirmația a fost făcută după o ședință de aproape 8 ore a deliberativului, care a avut loc marți, în care au fost aprobate 38 de proiecte de hotărâre, dintre acestea 14 fiind pentru desemnarea unor consilieri în consiliile de administrație, adunările generale ale acționarilor sau în comisii de specialitate, la mai multe instituții și societăți comerciale. În total au fost 64 de locuri pentru care trebuiau desemnați consilieri județeni, dintre acestea doar 13 fiind obținute de PSD, restul de 51 revenind liberalilor. De precizat că PSD a reușit să-și numească reprezentanți în consiliile de administrație, AGA sau comisii de specialitate, doar pe locurile în care PNL nu și-a desemnat reprezentant. Pentru locurile în care au concurat doi sau mai mulți consilieri de la PNL și PSD, de fiecare dată au câștigat liberalii, aceștia având majoritatea în Consiliul Județean. Practic, la fiecare nominalizarea unui consilier PNL acolo unde exista un singur loc disponibil, socialdemocrații propuneau și ei un candidat, timpul fiind pierdut cu tipărirea buletinelor de vot, cu votul secret și anunțarea rezultatelor. Aproape întreaga ședință de marți a deliberativului a fost un alt prilej de schimburi de replici, în special între fostul președinte al instituției, Cătălin Nechifor, și consilierul PSD, Dan Cușnir, pe de o parte, și actualul președinte al Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, de cealaltă parte. Ați putut vedea și dumneavoastră că există o rezistență la schimbare cu extrem de multe argumente, dacă ne referim și la organigramă, dacă ne referim și la tot ce înseamnă numiri în Consiliul de Administrație, AGA, Comisii de Specialitate. Nu vreau să comentez mai mult, însă destul de greu colegii noștri de la PSD înțeleg că au pierdut alegerile în județul Suceava în 5 iunie și, cu tot respectul, s-a intrat așa într-un fel de sarabandă, n-au fost deloc activi în campania electorală din mai-iunie, nu i-am găsit și cred că încearcă să recupereze acum în ședințele de plen de Consiliul Județean. În regulă, suntem pregătiți și pentru asta, numai că deosebirea dintre noi și este că noi chiar ne-am aplicat foarte tare și presa este martoră și accept cei mai critici jurnaliști să spună acest lucru în deblocarea marilor proiecte și a punctelor cheie a Consiliului Județean Suceava. Președintele Consiliului Județean Suceava a ținut să precizeze și faptul că în ședința de marți a putut să observe că în PSD Suceava se încearcă să se construiască o nouă platformă politică și electorală. Legat de o platformă politică și electorală care încearcă să se construiască în PSD, e această luptă, că au avut loc niște schimbări și o spun și aici, am spus-o și în sala cealaltă, dacă hărnicia asta la vorbe și la propuneri să manifesta în cei 4 ani, județul era departe.